Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Suntem împreună și astăzi pentru a discuta despre crez, încercăm să înțelegem ceea ce credem, acea rugăciune pe care o recităm în biserică la liturghia de duminică sau din zi de sărbătoare. Suntem în ultima parte a crezului, astăzi ne vom opri la articolul 9 care ne vorbește despre biserică, cred în Sfânta Biserică Catolică. Discutăm așadar despre biserică cu invitații pe care îi avem în studio și cărora le spun bun venit în cadrul emisiunii. Vă salut mai întâi pe dumneavoastră, Părinte Ștefan Lupu, profesor de dogmatică la Institutul Teologic din Iași. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine ați venit și dumneavoastră, Părinte Iosif Antili, profesor de Sfântă Scriptură la același institut din Iași. Bine v-am găsit! Așadar, am parcurs o bună parte din crez. Ne oprim acum în această ediție la articolul acesta care ne vorbește despre biserică. Ce înseamnă biserică? Și pun această întrebare deoarece de multe ori se face această confuzie între biserica din zid și biserica din oameni. Despre ce ne vorbește crezul? Pentru a lămuri acest articol, care are o bogăție extraordinară, a trebuit să pornim de la câteva clarificări terminologice. Și anume, în limba română, termenul de biserică provine de la latinescul basilica, care desemnează casa împăratului. Prin extensiune e vorba de casa lui Dumnezeu, stăpânul cerului și al pământului. Dar avem alți doi termeni foarte importanți, termenul eclezia, din limba greacă, de la verbul enkaleo, care înseamnă a convoca, a chema. Așadar, biserica este totalitatea tuturor celor care sunt chemați de către Dumnezeu să formeze împreună comunitatea mântuirii. Există un al treilea termen, deosebit de important, și anume termenul grecesc kyriake, ceea ce ar însemna ceea ce îi aparține Domnului. De la acest termen kyriake provin, de exemplu, termenul englezesc church, pentru biserică, sau termenul german kirche. Sunt toți termeni care desemnează, în general, conceptul de biserică și definesc biserica, înainte de toate, ca o comunitate, ca o adunare a celor chemați de către Dumnezeu. Ar mai trebui să adaug poate încă un termen, e vorba de termenul ebraic kahal, care desemnează Sfânta Adunare a poporului lui Israel. Mai ales în contextul primei comunități convocate la muntele Sinai, în jurul lui Moise, acea comunitate a poporului lui Israel este numită kahal. Kahal, un termen care stă la baza conceptului de biserică, eclezia. Foarte interesant ce ne-ați spus. Practic, noi românii am primit acest termen prin filieră greacă. Greacă, latină. Și latină, da, evident. Bazilică. În ce scop a vrut Dumnezeu biserica și dacă ne puteți spune când a luat ființă biserica? Părintele Iosif a explicat foarte bine semnificația etimologică a termenului și de altfel dacă privim la biserică, mai întâi avem în față aspectul sociologic, faptul că biserica este formată din niște oameni care mărturisesc aceeași credință. Însă, mergând mai departe de semnificația etimologică, trebuie să mergem să vedem o definiție, să spunem cât de cât reală a ceea ce biserica este în planul lui Dumnezeu. Și de aceea, dacă e să vorbim despre identitatea bisericii, trebuie să spunem că biserica a fost instituită de Iisus Hristos ca, așa cum se exprimă Conciliul al II-lea din Vatican, un sacrament universal de mântuire, adică semn și instrument al unirii oamenilor între ei, dar și al unirii oamenilor cu Dumnezeu. De aceea, pe scurt, în planul lui Dumnezeu, biserica este această comunitate formată din oameni care au crezut în cuvântul lui Iisus Hristos și prin Hristos au acces la Tatăl, deci primesc viața veșnică din partea lui Dumnezeu Tatăl și această viață veșnică îi unește și între ei. Deci biserica este pe pământ un început al împărăției lui Dumnezeu pe care Iisus Hristos a venit să o răspândească pe pământ. Și când a luat ființa? Biserica a fost instituită de Iisus Hristos
în mod obișnuit, ziua de naștere a bisericii este ziua de Rusalii, atunci când Iisus Hristos, înălțat la dreapta Tatălui, îl trimite pe Duhul Sfânt asupra discipolilor care erau adunați în cenacol, împreună cu Maria. Și atunci ia naștere în această lume biserica. Cu alte cuvinte, biserica are vârsta de aproape 2000 de ani. Sunteți profesor de Sfântă Scriptură. Indicați câteva texte care ne vorbesc despre biserică. Texte, evident, prezente în Sfânta Scriptură. Ceea ce a spus Părintele Lupu Ștefan despre biserica din ziua de Rusalii, bineînțeles, aceasta este viziunea creștină, dar nașterea bisericii este precedată de câteva mari, să spunem, evenimente în istoria mântuirii. Undeva biserica este prefigurată deja în momentul în care oamenii cad în păcat, după istoria păcatului originar, atunci se profilează ideea unui viitor de mântuire. Dar etapele mai clare sunt acestea. E vorba, în primul rând, de chemarea lui Abraham. Când Dumnezeu îl cheamă pe Abraham, îi promite că va face din el părintele unei mari mulțimi de popoare. Este oarecum o primă întrezărire a viitoarei biserici. O prefigurare, cu alte cuvinte. O prefigurare, dar și un prim anunț, să zice. Pentru că mai apoi urmează o a doua etapă importantă, și anume alegerea Israelului. Israelul, care devine o primă imagine concretă a ceea ce va fi mai apoi biserica. Cunoaștem apoi istoria biblică despre infidelitățile poporului ales și în acest context, mai ales profeții sunt cei care vorbesc despre o nouă alianță pe care Dumnezeu o va încheia cu omenirea. Mai ales profetul Ieremia e cunoscut ca fiind profetul noii alianțe, care vorbește de o nouă alianță diferită de cea din tâi, de la Sinai, atunci când Dumnezeu va pune legea în inima poporului său. Or, noi vedem împlinirea acestei profeții a lui Ieremia, a marelui profet din Anatot, o vedem realizată în ziua Rusaliilor. Dar acolo unde biserica dobândește configurația sa, să spunem, de plină, cu care omenirea pornește la drum, călăuzită de Hristos în Duhul Sfânt. Acestea sunt marele etape ale bisericii din perspectivă biblică. Căderea, alegerea lui Abraham, alegerea Israelului, promisiunea noii alianțe și realizarea noii alianțe prin Hristos. Noi vorbim despre o continuitate în acest plan al lui Dumnezeu de mântuire, care sigur începe odată cu creația și ajunge la împlinire, odată cu întemeierea bisericii și intrarea ei în lume și împlinirea finală care va avea loc la sfârșitul lumii. Deci avem această continuitate între vechiul popor sau primul popor al lui Dumnezeu, care este poporul israelit, și noul popor al lui Dumnezeu, care este biserica. De altfel, sunt câteva expresii care descrie cumva biserica. Una dintre aceste expresii este chiar poporul lui Dumnezeu. Dar mai sunt și altele, mireasa lui Hristos, trupul lui Hristos. Vă propun să ne oprim asupra câtorva expresii și să le analizăm. De exemplu, expresia aceasta, noul popor al lui Dumnezeu, vrea să spună că biserica este formată din acești oameni care sunt conduși de Iisus Hristos către Dumnezeu Tatăl prin puterea Duhului Sfânt. De aceea ei sunt un popor format din persoane concrete, care au o lege, și această lege este legea iubirii pe care Iisus Hristos le-a dat-o, și au și o țintă precisă, care este aceea a comuniunii veșnice cu Dumnezeu Tatăl. Deci este o imagine foarte frumoasă aceasta a bisericii ca poporul lui Dumnezeu sau noul popor al lui Dumnezeu. În Vechiul Testament a fost foarte mult privilegiată această expresie și de profeți, pentru că vedeau în Israel tocmai poporul pe care Dumnezeu și l-a ales dintre atâtea popoare, pentru ca în el să-și reverse toată iubirea sa. Avem și câteva imagini, colegii mei din studio vor pune și telespectatorii vor vedea derulându-se pe ecran imagini care cumva descriu biserica, vor vedea crezul și chiar articolul acesta pe care noi îl dezbatem astăzi subliniat. Suntem la expresiile care descriu cumva biserica, trupul lui Hristos. Ce ar însemna biserică? Biserica, trup al lui Hristos. Când vorbim de biserică, trup, trebuie să avem în minte celălalt termen care completează sensul expresiei, și anume capul. Este o imagine preferată de Sfântul Apostol Paul, imaginea sau metafora
trupului pentru a exprima o unitate. Așadar, Iisus Hristos este capul, iar noi ceilalți toți formăm trupul bisericii. Cunoașteți discursul Apostolului Pavel din prima scrisoare către Corinteni despre ce înseamnă biserica înțeleasă ca un trup, unde toți oamenii, toți cei care facem parte din biserică, suntem membri ale bisericii. Când, să spunem, unui corpului întreg îi merge bine, când corpul întreg se bucură de sănătate, atunci fiecare membru al corpului se bucură de această sănătate, de această armonie. E o imagine extrem de eficientă pentru a exprima felul în care biserica funcționează ca un corp, ca un organism viu, înzestrat cu un cap, Hristos, și care urmează principiile, să spunem, constitutive ale acestui organism. Practic, expresiile acestea ne ajută să înțelegem mai mult ce este biserica mireasă a lui Hristos. Dacă ne-am oprit asupra acestei expresii. Da, mireasă a lui Hristos este tot o metaforă care vrea să sublinieze iubirea pe care Iisus Hristos a avut-o față de biserică, adică față de noul popor al lui Dumnezeu, întrucât El și-a dat viața pentru mireasa sa care este biserica. Cine cunoaște și a făcut această experiență a primei iubiri, iubirea între logodnici, înțelege ce înseamnă că unul își dă viața pentru celălalt. Tot la fel, plecând de la această imagine a celor îndrăgostiți, înțelegem și iubirea lui Hristos față de biserica sa, o iubire care continuă și astăzi. Chiar dacă biserica mai îmbătrânește, mai are riduri, Hristos nu și abandonează biserica, iar rămâne în continuare mireasa sa. Mai sunt, sigur, și alte expresii, cum ar fi templu al Duhului Sfânt, dar aș dori ca să ne concentrăm acum să răspundem la câteva acuzații care se aduc bisericii. Sunt oameni care spun, domnule, biserica are o grămadă de greșeli. Și se întorc în istorie și găsesc ei diferite greșeli, le găsesc și astăzi. De ce să fac parte dintr-o asemenea biserică care este plină de greșeli? Cum am răspunde? În primul rând, noi care formăm biserica nu trebuie să ignorăm faptul că în istoria noastră ca și biserică, în istoria noastră ca și biserici, sunt unele lucruri care nu ne fac onoare. Și în această privință mi se par mai mult decât elocvente gesturile ultimilor papi de la Roma, Papa Ioan Paul al II-lea, Papa Benedict, dar și actualul papă, care în privința mai multor evenimente sau lucruri din trecutul bisericii au știut să facă un mea culpa și să ceară iertare în numele întregii biserici pentru acele lucruri. Mie, în schimb, îmi displace un alt lucru. Când oamenii nu văd decât acele câteva lucruri negative din biserică și spun, asta este biserica. Au de multe ori, biserica. Biserica înseamnă inchiziție. Biserica înseamnă cruciade. Biserica înseamnă nu mai știu ce alte lucruri. Este o viziune extrem de îngustă care ignoră enorm de multul bine pe care biserica l-a realizat în istoria omenirii. Să ne gândim la cultura care pornește din viața bisericii. Să ne gândim la operele de artă, la muzică, la literatură. Să ne gândim la miile și zecile de mii de școli, de spitale, care toate au început în biserică și reprezintă un bine enorm pentru omenire. Există enorm de multă ignoranță, mi se pare, în atitudinea celor care spun biserica este doar atât și atât, acuzând și ignorând, spun binele imens pe care biserica l-a realizat în toate aceste veacuri. Practic, de aceea îmi place să fac parte dintr-o astfel de biserică unde există atât de mult bine, enorm de mult bine, dar iată, binele nu se vede totdeauna. Dacă mergem la natura bisericii, noi spunem că biserica are o natură divină, umană, adică e formată din oameni care sunt și păcătoși, nimeni nu neagă lucrul acesta, dar are și această dimensiune divină care este dată tocmai de prezența Sfintei Treimi în ea. Și de aceea îmi plăcea o expresie a lui Karl Rahner care spunea, biserica este ca o mamă. O mamă mai îmbătrânește, dar niciodată unul nu-și lovește mama, chiar dacă este bătrână. Dar în același timp vă este cunoscut, este chiar și o mișcare. Oameni care spun, domnule, Hristos da, îl îmbrățișăm, dar nu biserica. Cum? Ce le-am putea spune ca să
Este o mișcare care s-a dezvoltat în special din anii 60 ai secolului trecut, cu toată acea mișcare revoluționară din anul 1968, și care îl vedea pe Iisus Hristos ca marele revoluționar, un Che Guevara, promotor al revoluțiilor în societate, iar biserica era văzută ca această instituție retrogradă care menține anumite structuri patriarhale în societate. Și cum atunci toți vreau să schimbe această societate, l-au văzut pe Iisus Hristos, marele revoluționar, iar biserica, această societate care frânează schimbările din societate. Însă, tot în această perspectivă mistică de credință asupra bisericii, este expresia Sfântului Augustin, care vorbește despre Christus totus, adică Hristos întreg, care este cap și membre. Hristos, după înviere, nu poate fi separat de biserică. Pentru că biserica, într-un fel, în mod analog, este un fel de prelungire a lui Hristos în zilele noastre. El continuă să răspândească împărăția lui Dumnezeu până la capătul lumii, până la sfârșitul timpurilor, prin biserică. De aceea, Hristos nu poate fi separat de biserică. Dacă vrei să-L întâlnești pe Hristos, trebuie să treci prin biserică. Cine face parte din biserică? Din biserică? Din biserică fac parte, în primul rând, cei care prin botez, prin credință, prin botez, au intrat într-o relație de viață intimă, profundă, spirituală cu Iisus Hristos. Aceștia fac parte, în primul rând, din biserică. Dar există diferite grade de participare, să spunem, la unitatea bisericii. Să ne gândim, de exemplu, la cei care nu fac parte din biserica mare din care facem parte noi, dar care împărtășesc cu noi foarte multe lucruri. Să ne gândim la, împărtășesc cu noi sacramentul botezului, împărtășesc cu noi crezul, împărtășesc cu noi Sfânta Scriptură și în mare parte viziunea despre Sfânta Scriptură. Cei care împărtășesc valorile creștine, dar nu sunt într-o unire deplină cu noi, aceștia sunt într-un anume fel, da, se află într-o unire, să spunem, imperfectă cu biserica noastră. Iar din biserică, dacă vrem să extindem și mai mult discursul, din biserică fac parte toți acei oameni care, fără să poarte titlul de creștin, ei se deschid în fața misterului lui Dumnezeu, se deschid în fața, să spunem, mesajului lui Hristos, care îi interpelează personal în conștiința lor, și aceștia, la fel, prin această deschidere, ei devin un fel de membri, să-i numim, anonimi ai bisericii. Așa că atunci când vorbim de biserică și de cine face parte din biserică, e bine să deosebim de la început între cei care în mod formal alcătuiesc biserica și cei care în diferite grade, realizează gândul sau intenția bisericii și sunt uniți în mod imperfect cu biserica. Dar cum vedeți dumneavoastră? Că sunt, spuneți că poarta de intrare în biserică e botezul. Dar sunt oameni care au uitat botezul, care nu-l mai trăiesc. Cum vedeți lucrurile? Da, asta este o întrebare provocatoare, pentru că aici ieșim din sfera, să spunem, a discursului teoretic, dogmatic, și intrăm în sfera, să spunem, realității practice. Realității, sunt oameni care poartă eticheta de creștin pentru că au primit botezul, pentru că aprind o lumânare de Paști, pentru că mai merg la câte o mormântare la biserică. Dar eu mă întreb, și probabil oricare dintre noi se întreabă, poate fi considerat un creștin autentic unul care abordează relația sa cu Dumnezeu în acești termeni, așa extrem de sporadici? Pot să dau un răspuns definitiv la această întrebare, dar mă întreb în ce măsură un personaj, unul care se numește creștin, dar care în realitate trăiește după alte principii decât cele ale lui Hristos, în ce măsură mai este el creștin? Răspunsul să și-l dea el, nu pot să-l dau. Dar poate că ați dat răspunsul atunci când ați vorbit de biserică, trupa lui Hristos, în trupul acesta, în organismul acesta, sunt și membre bolnave, care au nevoie de vindecare. Vorbim de unitatea, bisericile sunt divizate, este clar, vorbim de catolici, ortodoxi, protestanți, însă în același timp în Evanghelie citim dorința lui Iisus ca toți să fie una. Ce se face pentru unitate?
este testamentul lui Iisus și aici îmi place să fac referință la comentariul pe care îl face Papa Benedict al XVI-lea în volumul al doilea din Cartea Iisus din Nazaret, care comentează tocmai această rugăciune sacerdotală a lui Iisus la ultima cină, când vorbește despre dorința lui ca tot să fie una. Și spune că Iisus nu le poruncește discipolilor să fie una, nici nu le cere să fie una, dar se roagă pentru ca ei să fie una. Și Papa merge mai departe în această interpretare și spune că, de fapt, această unitate este o unitate escatologică. Iar noi vom putea ajunge la adevărata unitate între noi atunci când fiecare va aprofunda credința în Iisus Hristos. Deci, cu cât suntem mai adânc rădăcinați în credința în Iisus Hristos, cu atât suntem mai aproape unii de alții, până la unirea definitivă pe care Papa o vede cumva realizată la parusie, atunci când Hristos va veni a doua oară. Până atunci, nu înseamnă că noi nu trebuie să facem nimic pentru unitate și pentru apropiere între noi, dar pune accentul tocmai pe această rugăciune care trebuie să însoțească orice efort de apropiere între biserici. Îndepărtările pot fi justificate, au diferite motive, s-au întâmplat din atâtea cauze, dar aceasta nu justifică o atitudine de a fi unul împotriva celuilalt. Împotrivă, fiecare din biserica în care se află trebuie să privească spre Hristos, să creadă mai mult în El, prin rugăciune să se apropie de El și atunci cu siguranță se va apropia și de ceilalți. De aceea ecumenismul și mișcarea ecumenică, sublinează Papa, trebuie să fie o prioritate și chiar o misiune, o datorie a fiecărui creștin. Atunci când recităm crezul mare sau crezul niceno-constantinopolitan, spunem cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Vorbiți un pic despre notele acestea, una sfântă, catolică, apostolică. Da, vă dați seama că acest, să spunem, articol este extrem de amplu, dar o să spun foarte pe scurt că biserica este una pentru că unul este Dumnezeu, una este unitatea Sfintei Treimi, unul este Duhul Sfânt. Biserica trebuie să exprime unicitatea lui Dumnezeu, unicitatea Duhului Sfânt. Ori o biserică fărâmițată nu mai exprime această idee. De aceea noi credem într-o biserică care trebuie să tindă spre unitate și să reziste în fața tentațiilor de a se separa, de a se fărâmița. De asta spunem, cred într-una. După aceea, biserica este sfântă pentru că Dumnezeu, cel sfânt, lucrează în biserică și prin biserică sfințește omenirea. Biserica este catolică, adică universală. Acesta este semnificația termenului catolic, universal. O biserică care îi cuprinde pe toți oamenii, o biserică care tinde să-i adune pe toți oamenii și apostolică? Pe toți oamenii, și apostolică pentru că este fondată pe temelia apostolilor. Biserica nu este rezultatul, mă rog, a unei pure evoluții istorice, ci este, să spunem, fondată pe ceea ce ne-au transmis apostolii care l-au cunoscut personal pe Hristos și cei care i-au cunoscut pe acești primi martori. Să ne gândim, de exemplu, că și Noul Testament, sau cele 27 descrieri ale Noului Testament, au avut drept criteriu apostolicitatea. Înseamnă o mărturie de primă calitate, de primă mână și pe această mărturie noi ne construim ca biserică. Cum este structurată biserica și de ce nu-i democrație în biserică? Bine, termenul democrație înseamnă că puterea vine de la popor, pe când în biserică totul vine de la Dumnezeu. De aceea noi vorbim despre o structură ierarhică a bisericii, pentru a sublinia că tot ceea ce este putere în biserică, de fapt, este darul lui Dumnezeu și Iisus Hristos își continuă acțiunea sa în lume prin biserică. Biserica este, în primul rând, poporul lui Dumnezeu, deci e formată din credincioșii laici. Apoi, în biserică avem clerul și persoanele consacrate sau călugării și călugărițele. Deci ar fi cumva trei stări. Însă unitatea profundă a poporului lui Dumnezeu este dată de preoția baptismală, faptul că toți din biserică sunt botezați și participă la aceste, noi le numim funcții sacerdotale a lui Hristos, de a vesti Evanghelia, de a celebra sacramentele, de a conduce pe alții la Dumnezeu.
dar în biserică, pe lângă preoția baptismală, noi avem și preoția ministerială la care participă clerul. Suntem la finalul acestei emisiuni. Dumneavoastră, de ce vă iubiți biserica? De ce îmi iubesc biserica? Dumneavoastră, vă iubiți părinții? Cu siguranță. De ce vă iubiți? Cam pentru aceleași motive îmi iubesc și eu biserica. Iubesc biserica în care m-am născut pentru că ceea ce sunt eu astăzi ca și gândire, ca simțire, ca trăire, datorez în substanță bisericii. Nu pot să nu iubesc biserica. Pe scurt, dumneavoastră ce apreciați la biserica din care faceți parte? Apreciez la biserică capacitatea ei de a sta în atitudine de slujire față de Hristos. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. A fost o onoare că am fost împreună. Am răspuns la câteva întrebări pe care oamenii și le pun cu privire la biserică. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Iată, am vorbit despre biserică. Poate că invitația este să ne apropiem de biserică, să o iubim și să vedem lucrurile pozitive din ea și să contribuim la creșterea bisericii. Vă dau întâlnire data viitoare. Vă spun la revedere și rămâneți cu bine!